Foarte mișto hotelul ăsta. Dacă veniți în Gura Comorului și vreți un hotel decent cu un breakfast absolut demențial, am dat 220 de lei pentru o noapte. Veniți aici, nu știu cum se pronunță numele, Bucheland, Bucheland. Și ne-am decis să mergem acum pe Rarău. Avem acolo hotel pentru această seară. Am sunat, am făcut rezervare și oamenii de acolo ne așteaptă. Să sperăm că acolo zăpada va fi ceva mai... va fi măcar. Vale, we're going to see snow. Do you believe me? No. No. I've been telling her that for the last week or so. But yeah, here... aici e cât de cât decent, dar sper că acolo pe Rarău, pe doamna de la recepție care m-a sunat, că acolo nu poți face rezervare pe Booking. Suni. A făcut o rezervare pe site-ul și m-au sunat. Vezi, domnule, la noi e puțin soare acum, dar în principiu o să găsiți zăpadă. Și te-ai dus. Așa se prezintă acum Gura Comorului. Și mi se pare destul de sad mie. Mai ales că mi-aduc aminte că atunci când eram mic, taică mi-am zicea că bă, cum sunt iernile, frate, e zăpadă în București, dar să vezi ce mișto e în partea aia către Gura Comorului, e superb zăpadă. Și acum, pe dracu, trebuie să fugim de zăpadă, că să căutăm zăpada prin toată țara. Uitați aici. Exact acum am intrat către Rarău, dar aici zice de către pârtie, dar ăștia zic aici că drumul e închis. Nu înțeleg la ce drum se referă. Eu merg după Waze. Uite așa că e o biserică ceva. Sunt oamenii la slujbă. Nu știu ce slujbă, e zi de sâmbătă, zi sărbătoare, ceva, habar n-am. Așa. Să vedem ce înseamnă drum închis. Adică sper să putem să mergem până acolo la hotel. Femeia asta nu ne-a zis nimic. Adică nu ne-a zis că ar fi ceva probleme, doamna de la recepție. Așadar, sper că totul să fie ok. We were talking about the fact that everybody is so well dressed, but for us it's not cold, no? Do you feel cold? N-am nici mai vagă idee unde suntem aici. Bă, bine, cred că asta din spate este pârtia Rarău. Sunt prost acum că spun că nu știu, că n-am nici mai vagă idee unde suntem. Și am luat frumos ăsta, telecabina, nu știu unde ne duce, dar am plătit 30 de lei pentru două persoane. Cum? Come on, mi amor, Valentina is making some sounds like she's a whale. Te ură. Am ajuns frumos, habar n-am la ce cotă suntem aici, dar locul arată foarte mișto și sunt chiar fericit să văd acest peisaj. Și acum încercăm să tragem niște poze pentru Instagramul Valentinei. Îl aveți aici frumos pe ecran și am zis lui Valentina să se ducă acolo sus pe stânca aia. Asta nu că se fac o poză. Vale, Mira, te vas așa, subes, te pune să ne saroca. I'm going to fall. You're not going to fall. Sărăcuța de frate, deci noi suntem super nepregătiți cu Adidas și cu astea. Suntem din altă lume. Bravo, Vale! Go, go, Vale! Ce? It's a hueco, see, because the snow can be pretty deep. And this is the first, is Valentina's first snowflake ever, no? Cum se simte? I'm so happy. So many emotions, no? Okay. Da, frate, măcar aici suntem bine, ne tot. Uitați-vă și voi, deci peisajul este out of this world, incredibil de frumos. Valentina wants to make a stupid snowman, the first snowman of her life. But I don't think you can with everything we have here. Conesa, you have just the hands? You are going to make just a snowman with just his hands.
Fabrica este acolo sus și acum noi teoretic trebuie să mergem în partea asta, așa zice mie Google Maps-ul. Sper să nu fie închis, adică sper să nu fac o ilegalitate că intru pe aici. Ăla e pus, zice că se lucrează. Hai să vedem. Bă, e bine că avem ciorile astea care în principiu prevestesc moartea sau chestiile nașpa. Și eu tot l-am aflat dacă drumul pe care mergem este drumul cel bun. Mai ales că aici Google Maps-ul nu funcționează, nu că nu funcționează Google Maps-ul, nu avem internet. Do you have the coverage? Da. Nu. Deci nu avem internet. Poate rămânem să dormim în seara asta, facem ca Cezar Outdoors. Mi-a scris acum câtva timp, o să ne vedem când vin în București. Când termin cu toată nebunia pe care am făcut prin țară și o să mă întâlnesc cu el să facem o ședere din asta prin munți pe undeva. Mamă, ești nebun, știi cum face ABS-ul, deci intră non-stop. Nu cred că suntem bine pe aici. E zăpadă pe drum, bine, mașina este super bine echipată, încă o dată mulțumesc Europe Rent a Car, aveți frumos link-ul în descriere. Problema este că, nu știu, sper să fiu bine, habar n-am dacă direcția e bună către hotel, pentru că, repet, nu avem deloc semnal, deci este zero semnaluri. And we wanted to come here tonight, my plan was to come last night, and the girl at the reception told us much better that you didn't go because that can be pretty dangerous, yeah, but we're good. Bă, sunteți nebuni, era să rămânem blocați aici, frate, deci știu cum am dus în spate, n-am putut să mă urc pe asta aici, m-am dus în spate și mi-a căzut roata aici și tot am încercat eu în față, n-am mers, după care am dat puțin în spate și a luat-o. De aici mai avem încă 4 km, bă. Deci sper să ajungem în regulă. Da, mă, deci am avut acum norocul să întâlnim niște băieți foarte de treabă care sunt în spatele nostru pe ATV-uri și ne-au spus oamenii că nu putem să urcăm pe aici cu mașina. Eu habar n-aveam pentru că Waze-ul mi-a spus, bă, frate, ia-o pe aici și mi-a spus că punem să luăm partea cealaltă pe Trans-Rarău. Eu credeam că ăsta este Trans-Rarău, că trece prin Rarău, că asta înseamnă Trans-Rarău, nu? Și acum m-a ajutat omul, am împins eu mașina cu un alt băiat și acum ne întoarcem frumos și o să o luăm pe drumul celălalt, ei se află în spate. You can feel them, Valen? Can you see them in the... Yes. Border the window is very, very dirty. Yeah, you can stop. Am luat acum pe partea asta, pe Pojorâta, cum ne-a zis băiatul în cauze și evident drumul este super ok. Mulțumesc încă o dată pe această cale pentru că ne-a scos dintr-un mare căcat. Dacă nu era el, nu știu cum ieșeam de acolo. Deci cred că trebuia să o văd pe Valentina să conducă și să împing eu mașina cumva, că altfel altă variantă nu avem. Foarte frumos. Mamă, deci pentru o persoană care cunoaște atât de puțin România, pot să vă zic că imagini ca aici, chiar vorbeam cu Valentina, priveliște ca aici, poate doar în Chile, dacă ați văzut seria de vloguri prin Chile. Uitați-vă și voi cum pare să fie. E absolut real. Mai avem undeva la vreo 3 km până la hotel, dar aici este complet next level. Valentina se rujează, se aranjează ca să mai tragem câteva poze. Femeile, bă, ce să le faci? Vale said that this is one of the most beautiful places she've ever seen in my life. Really? Really. Unbelievable. Unbelievable. Only Romanian? Incredibil. Incredibil. And in French I think is incroyable. Incroyable. Cold? Nu tanto, nu? Very cold.
obosit. Look what it says. You are not allowed to eat in the room. You are not allowed to move the furniture. If you destroy something, you pay it. You see? Acesta este celebrul hotel alpin de aici, de pe Rarăul. La o primă impresie, camera e super, e super drăguță, cochetă, simpatică, dar mega mică. Ar fi fost să iei puțin mai mare, dar repet, e curată, e căldură înăuntru și view-ul, da, view-ul face... You see? And the view is what it should be. Da. View for the roots. Ah, it's 290 lei. 290 lei? So this is like 250,000 pesos per night. Which is okay, it's a normal price. Yeah. Da, frate. Am ajuns și pe Rarău aici sus. With breakfast? I think we have breakfast. Deci nu știu. Chiar habar n-am. Hotelul e foarte drăguț. E mare. Chiar sunt super fericit. Și poate toată nebunia care a fost astăzi, chiar sunt super fericit că am avut șansa să ajungem aici. Băi, mare informație mare, ne vedem în Cluj pe data de 24 ianuarie de la ora 17 în față la statuia lui Matei Corvin, așa mi-a zis domnul Paul de la Cluj, pentru că l-am întrebat eu despre un loc emblematic acolo, astfel încât toată lumea să-l cunoască. Eu sunt acum aici, este super, super frig afară, cred că sunt undeva la vreo minus 8 grade și asta voiam să vă spun. Intrați și pe Instagram, Cătălin Backpack Your Life, și nu uitați pe 24 ianuarie de la ora 17 la statuia lui Matei Corvin, ne vedem în întâlnire Backpacker Life. Și mi-a închis Valentina ușa. Vale.